V-ați gândit vreodată că în lumea fizică nici o vietate nu moare așa cum se naște? Ea devine, ea este supusă unui proces de transformare pentru a deveni ceea ce trebuie să fie. Vietatea de la naștere nu seamănă deloc la înfățișare cu vietatea care moare. Tocmai ați urmărit o ilustrație puternică a unui mare adevăr spiritual. Starea în care ne naștem nu face față veșniciei. Este nevoie de o devenire, de o transformare pentru a face față veșniciei. Cartea Genesa este istoria facerii unui nume. Omul a fost creat pentru a fi cinstit cu numele lui Dumnezeu.
Dumnezeu a dorit să aducă în existență o ființă a cărei renume să fie legat de numele Lui. Odată cu căderea, care nu a fost altceva decât încercarea omului de a fura numele Lui Dumnezeu, omul a continuat să tânjească după a-și face un nume. Numai că perspectiva sa era deformată, cariată și toate eforturile sale se canalizau spre un nume făcut din cărămizi și smoală, din realizările sale pământești, materiale. Continuând așa, omul se îndrepta spre cel mai mare dezastru posibil, o veșnicie rupt de Creatorul său, afundat în pedeapsă. Așa că Dumnezeu intervine și aduce pe scena istoriei posibilitatea refacerii numelui, un nume legat de El. Citim în Genesa, capitolul 28, de la versetul 10 la 19. Este un crâmpei din viața lui Iacov. Iacov a plecat din Berșeba și a luat drumul spre Haran. A ajuns într-un loc unde a rămas peste noapte, căci a sfințise soarele. A luat o piatră de acolo, a pus-o căpătâi și s-a culcat în locul acela. Și a visat o scară rezemată de pământ, al cărei vârf ajungea până la cer. Îngerii lui Dumnezeu se suiau și se pogorau pe scara aceea. Și Domnul stătea deasupra ei și zicea: Eu sunt Domnul, Dumnezeul tatălui tău Avram și Dumnezeul lui Isaac. Pământul pe care ești culcat ți-l voi da ție și seminței tale. Sămânța ta va fi ca pulberea pământului. Te vei întinde la apus și la răsărit, la miază noapte și la miază zi. Și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine și în sămânța ta. Iată, eu sunt cu tine. Te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge și te voi aduce înapoi în țara aceasta, căci nu te voi părăsi până nu voi împlini ce-ți spun. Iacov s-a trezit din somn și a zis: Cu adevărat, Domnul este în locul acesta și eu n-am știut. I-a fost frică și a zis: Cât de înfricoșător este locul acesta. Aici este casa lui Dumnezeu, aici este poarta cerurilor. Și Iacov s-a sculat dis de dimineață, a luat piatra pe care o pusese căpătâi, a pus-o ca stâlp de aducere aminte și a turnat un de lemn pe vârful ei. A dat locului aceluia numele Betel. Istoria vieții lui Iacov este cunoscută, dar semnificația ei, ce lecții de viață am putea găsi acolo? Experiența lui Iacov este o bună exemplificare a condiției umane. Este omul căruia Dumnezeu îi taie calea și îl poartă mai apoi într-o călătorie, un urcuș pe o scară, care să-i schimbe viața, să-i transforme caracterul după standardul divin, să-i facă un nume legat de Dumnezeu și nu de cărămizi și smoală. Iacov, încă de la naștere, este cel ce ține de călcâi, cel ce dă din coate pentru a ieși în față. Întâmplarea o știm cu toții. Iacov, în anumite împrejurări, profitând de slăbiciunea fratelui său, își cumpără dreptul de întâi născut de la Esau. Apoi, cu concursul mamei sale, își înșală tatăl și fură binecuvântarea acestuia ce urma să fie dată lui Esau. Jalnic început de drum pentru un tânăr. Iacov, deși este omul care știe ce vrea și vrea ce-i bun, ceea ce-i valoros, metodele de obținere sunt imorale. Știe ce vrea și ce este bun, dar nu știe cum să le obțină pe căi licite. Astfel, din propriile alegeri, creează o stare conflictuală care îl obligă să fugă de acasă. Și astfel, Dumnezeu trebuie să-i taie calea și să intervină. Când vine vorba de caracter, Dumnezeu nu lasă niciun detaliu la voia întâmplării. Povestea lui Iacov nu este de fapt și povestea fiecăruia dintre noi? Oare ce am putea învăța de la cel ce dă din coate despre truda facerii unui nume, despre procesul de o viață al devenirii noastre după chipul și asemănarea Domnului Isus? La Betel, Dumnezeu îi taie calea, îl întâmpină și se face cunoscut prin viziunea scării cerului. Dumnezeu acolo îi comunică de fapt trei lucruri. 1. Dumnezeul lui Avram și al lui Isaac poate deveni și Dumnezeul tău. 2.
cerul nu este doar un loc real, ci și un loc accesibil. Și 3. Dumnezeu are un plan cu tine. De ce tocmai o scară? Scara, urcușul pe ea, este un puternic simbol al trudei facerii unui nume. Pentru Iacov a urmat 21 de ani de școală grea și dureroasă, de urcuș greu și dureros pe alocuri. Pentru că lecțiile vieții se învață greu și de cele mai multe ori pe propria-ți piele. Iacov îl întâlnește pe Dumnezeu la Betel, dar una este să faci cunoștință cu El și alta este să-i fii supus. Procesul supunerii lui Iacov va dura vreo 20 de ani și va implica toate domeniile vieții. Când vine vorba de caracter, Dumnezeu nu lasă niciun detaliu la voia întâmplării. Nu-și poate permite. S-ar descalifica pe sine și ne-ar osândi pe noi pentru veșnicie. Moara lui Dumnezeu macină încet, dar macină fin. Scara lui Dumnezeu se urcă încet, treaptă cu treaptă. Dumnezeu nu se grăbește și nu lucrează superficial. El lucrează la o capodoperă care să reziste pentru eternitate. Și astfel Iacov ajunge în casa lui Laban și urcușul lui începe. Transformarea caracterului lui începe. În Genesa 29:13 ni se spune așa: Iacov a istorisit lui Laban toate cele întâmplate. Și Laban i-a zis: cu adevărat tu ești os din oasele mele și carne din carnea mea. Cuvintele acestea sunt semnificative. Cu adevărat tu ești os din oasele mele și carne din carnea mea. Se vrea mult mai mult decât suntem într-o relație de rudenie. Abia mai târziu va înțelege Iacov cât adevăr se ascundea în cuvintele lui Laban. Se întâlniseră doi înșelători și Iacov își găsise nașul. Ei doi semănau. Ești os din oasele mele și carne din carnea mea. Ești de un fel cu mine. Se întâlniseră doi înșelători, iar Iacov își găsise nașul, cel prin care Dumnezeu îl va dezvăța de pornirile firești. Doar să știe, fierul ascute fierul. Pentru ca Dumnezeu să-ți facă un nume, trebuie mai întâi să te dezbrace de ambițiile personale și să-ți rezolve fisurile de caracter. Cum o face? Haideți să urmărim. Iacov în casa lui Laban. În casa lui Laban a stat prima lună muncind. Era un spirit întreprinzător, harnic, cu inițiativă. Vedem lucrul acesta în viața lui. Se oferă să slujească lui Laban timp de 7 ani pentru a o avea pe Rahela ca și soție. De ce 7 ani și nu 6 sau 8? Odată nu avea zestrea ce se oferea părinților fetei în cazul căsătoriei și vrea să muncească pentru zestrea aceasta. Tocmai 7 ani, pentru că în numerologia vremii 7 era numărul care simboliza desăvârșirea. În alte cuvinte, dau tot pentru Rahela, sunt gata să plătesc prețul pentru ea, prețul complet desăvârșit pentru ea. De ce 7 ani? Pentru că Iacov, în al treilea rând, o iubea pe Rahela. Și anii aceștia i s-au părut ca vreo câteva zile pentru că o iubea, ne spune versetul 20. Afirmația aceasta este aleasă cu grijă de narator, ca să scoată în evidență focul inimii lui Iacov pentru Rahela. Și deja aici se află prima lecție de viață, prima învățătură în exil. Și anume, pentru ceea ce iubești cu adevărat, trebuie să plătești prețul cuvenit. Pentru prima oară, Iacov este gata să obțină ceva pe cale cinstită, fără înșelătorii și nemânat de egoism. Este gata să plătească prețul cuvenit pentru ceea ce iubește cu adevărat. A făcut deja un pas pe scară, dar n-a ajuns sus încă. Tratamentul lui Dumnezeu continua mai adânc. Iacov trebuia să-și repare fisurile de caracter, trebuia să simte gustul relelor făcute pe propria piele,
pentru a-și pricepe păcatul și a-și învăța lecțiile. Pentru că iată un alt mare adevăr de viață. Dumnezeu întotdeauna ne aduce în punctul în care să simțim răul făcut altora, pe propria noastră piele, ca să înțelegem gustul lăsat în urmă de greșelile noastre, de păcatele noastre, ca să ne pricepem păcatul și ca să ne-l rezolvăm. Astfel că Iacov este și înșelat la rândul lui. Iacov înșelat în patul nupțial. Geneza 29, de la 21 la 26. În urmă, Iacov a zis lui Laban, dă-mi nevasta, căci mi s-a împlinit sorocul ca să intru la ea. Laban a adunat pe toți oamenii locului și a făcut un ospăț. Seara a luat-o pe fiică sa Lea și a adus-o la Iacov, care s-a culcat cu ea. Și Laban a dat-o ca roabă fetei sale pe Lea, pe roaba sa Zilpa. A doua zi dimineață, iată că era Lea. Atunci Iacov a zis lui Laban, ce mi-ai făcut? Nu ți-am slujit oare pentru Rahela? Pentru ce m-ai înșelat? Laban a răspuns, în locul acesta nu-i obicei să se dea cea mai tânără înaintea celei mari. Nu-i așa că roata se învârte? Ceea ce seamănă omul aceea va și secera. Înșelătoriile sale, ale lui Iacov, au început să cadă asupra capului său și încă într-un mod dureros. Lucrezi 7 ani pentru cea pe care o iubești și te trezești dimineața cu altcineva? Cum este să te simți înșelat? Să-ți faci anumite speranțe și să rămâi descumpănit. Simți înșelăciunea adânc în suflet. Acum Iacov simțea el însuși gustul pe care l-a creat în gura fratelui său și a tatălui său. Acum putea pricepe dimensiunea răului făcut celor din casa lui, a înșelătoriei făcute. Observați detaliile? Iacov este atins exact în cele două puncte în care căzuse și el. În locul acesta, îi spune Laban, spre deosebire de la tine acasă, în locul acesta nu-i obicei să se dea cea mai tânără înaintea celei mai mari. Există niște reguli de bun simț. Apoi, Laban profită chiar de vederea slabă a lui Iacov, figurativ vorbind, folosindu-se de întunericul nopții. Oare nu același lucru l-a făcut Iacov cu tatăl său? Acum Iacov simțea durerea păcatelor sale pe propria-i piele. El profitase de vederea slabă a tatălui său, Isaac, și acum se profita de vederea lui slabă la rândul lui. În plus, mențiunea naratorului cu privire la Lea este interesantă și nu trebuie trecută cu vederea. Lea avea ochii slabi. De ce? Oare nu era chiar lecția pentru omul care a profitat de slăbiciunea fizică a cuiva pentru a obține ceva ce își dorea? Acum același om trebuia să trăiască și să îngrijească toată viața un om cu deficiența de care tocmai profitase. Să nu vorbești de rău pe un surd și să nu pui înaintea unui orb nimic care să-l poată face să cadă, ci să te temi de Dumnezeul tău. Eu sunt Domnul, era una din poruncile legii mozaice din Levitic 19. Pentru ca Domnul să-ți facă un nume care să reziste eternității, trebuie să-ți rezolve fisurile de caracter. Trebuie să-ți rezolve fisurile de caracter. Și în viața lui Iacov vedem acest proces desfășurându-se, roata învârtindu-se și el învățând. Dumnezeu ne ia de unde suntem, dar nu ne lasă acolo. El trebuie ca să ne transforme ca să putem face față prezenței sale în veșnicie. Transformarea este un preț ce trebuie plătit de oricine dorește să-și petreacă veșnicia alături de Dumnezeu. Cel care se include în planurile sale trebuie să trăiască și să lucreze după standardele lui. De aceea, școala lui Iacov nu se termină aici. Geneza 29:26. Laban a răspuns, în locul acesta nu-i obicei să se dea cea mai tânără înaintea celei mai mari.
isprăvește săptămâna cu aceasta și îți vom da și pe cealaltă pentru slujba pe care o vei mai face la mine alți 7 ani. Lecția de viață? Pentru ceea ce iubești, trebuie nu doar să plătești prețul cuvenit, ci trebuie să plătești prețul maxim. Alți 7 ani. Adică plata desăvârșită, 7 ani și încă 7 ani. Iacove, ține minte, pentru ceea ce iubești, trebuie să plătești plata absolută, totală, completă. Sacrificiul. Pentru ca Dumnezeu să-ți facă un nume, trebuie ca mai întâi să-i capitulezi necondiționat, să-i dai totul, să plătești prețul maxim, viața ta. Școala lui Iacov a fost una usturătoare, dar Dumnezeu nu putea să-l lase neschimbat. Și urcușul moral nu îi se termină aici, nu îi se termină nici aici. Școala continuă. Uitați-vă în al treilea rând la familia lui Iacov. Amestecul lui Dumnezeu în familia lui Iacov nu este de trecut cu vederea. Odată vedem în Genesa 29:31. Domnul a văzut că Leia nu era iubită și a făcut-o să aibă copii, pe când Rahela era stearpă. Ce să însemne aceasta? Oare nu o altă lecție pentru Iacov sau chiar mai multe? Dumnezeu completează neajunsurile tale. Nu-ți forța obținerea drepturilor. Lasă-l pe Dumnezeu să aducă echilibrul. Mai mult, Dumnezeu reglează lucrurile la nivelul cel mai profund. Leia, cea nedreptățită, nu doar că a avut cei mai mulți copii, asigurându-i o poziție mai avantajoasă de drept. Ea a fost cea înmormântată în mormântul patriarhilor, nu Rahela. Citeți în Genesa 49:31. Apoi, tot Leia este cea pe linia căreia vine și Mesia. Roata se învârte în viață, nu-i așa? Școala lui Dumnezeu este usturătoare uneori, dar El trebuie să ne transforme ca să facem față prezenței sale în veșnicie. Dumnezeu completează neajunsurile tale. Nu-ți forța obținerea drepturilor. Lasă-L pe Dumnezeu să aducă echilibrul. Apoi tot în familia lui Iacov vedem că rivalitatea din familie se intensifică. Ea se manifestă între soții și între copii mai târziu. Iacov trebuia să învețe o altă lecție de viață despre unitatea și armonia relațiilor în familie. Iacove, n-ai știut să trăiești în pace cu fratele tău. Relațiile din familia ta erau divizate. Rebeca iubea pe Iacov, Isaac iubea pe Esau. Dezbinările nu sunt încurajate și nici trecute cu vederea de Dumnezeu. Ele trebuie rezolvate și Dumnezeu te va aduce în punctul acesta ca să-ți înveți lecția și să te lași transformat. Iacove, uite că relațiile tale de familie sunt lipsite de pace, tocmai ca să înveți cât de importantă este unitatea și relațiile armonioase de familie. Iacove, ce vei face în acest sens? Se poate vedea că mai târziu în viață Iacov a învățat lecția. Binecuvântarea confruntatoare a fiilor săi este dovada. Textul ne spune în Genesa 49: strângeți-vă și vă voi vesti ce vi se va întâmpla în vremurile care vor veni, le spune Iacov fiilor săi. Și apoi urmează transferarea dreptului de întâi născut de la Ruben, Simeon și Levi către Iuda și caracterizările specifice făcute fiecărui din cei 12 fii. Și textul se încheie așa: aceștia sunt toți cei ce alcătuiesc cele 12 seminții ale lui Israel și acestea sunt lucrurile pe care li le-a spus tatăl lor când i-a binecuvântat. I-a binecuvântat pe fiecare cu o binecuvântare deosebită. De fapt, este o caracterizare a fisurilor de caracter a fiecăruia. De ce? Ca să ia aminte. De ce face Iacov? De ce le dă Iacov o astfel de binecuvântare? Pentru că întreaga lui viață fusese o curățire a fisurilor de caracter. Lecție după lecție, urcușul continuă. Putem vedea apoi simbria lui Iacov.
lui Dumnezeu continuă să macine. Iacov continuă să învețe să urce pe scară. Simbria lui Iacov este un alt tablou care aduce noi lecții de viață. În spatele ingineriilor lui Iacov stătea Dumnezeu, se spune în Genesa 31, care voia să echilibreze balanța, să-i plătească acum lui Laban pentru propriile înșelătorii. Dumnezeu nu lasă răul nepedepsit în niciun om. Nimeni nu poate făptui răul fără să suporte consecințele. Chiar dacă Dumnezeu a îngăduit o încercare peste tine ca să mai înveți ceva valoros, El nu lasă răul ce ți s-a făcut nepedepsit. Dumnezeu aduce lucrurile la judecată. Învățătura? Dacă ai profitat de slăbiciunea cuiva, vei ajunge în situația în care tu vei fi cel de care se va profita. Dacă cineva a profitat de slăbiciunea ta, stai liniștit. Dumnezeu va avea grijă ca acela care a profitat de tine să fie judecat la timpul potrivit. Pentru că cu ce măsură vei judeca, vei fi judecat. Cu ce măsură vei cântări, vei fi cântărit. Procesul transformării lui Iacov nu se încheiase încă. Dacă am continua să urmărim viața lui, am mai vedea un Iacov care, din când în când, mai dă din coate, așa cum era și numele. Dar cred că am demonstrat deja ceea ce ne-am propus. Dacă dorești ca Dumnezeu să-ți facă un nume, trebuie să te aștepți la un urcuș trudnic, dar al cărei rezultat merită tot efortul. Scara lui Dumnezeu se urcă încet, treaptă cu treaptă. Ori intri în școala lui, ori pieri. Ori urci pe scară, ori pieri. Câteva concluzii? Domnul Iisus însuși face referire la scara cerului, prezentându-se pe sine ca fiind împlinirea viziunii. În Ioan, capitolul 1, versetul 51. Adevărat, adevărat vă spun că de acum încolo veți vedea cerul deschis și pe îngerul lui Dumnezeu suindu-se și pogorându-se peste Fiul omului. Adică eu, Iisus, sunt acea sămânță a lui Avram care să împlinească promisiunea legământului făcută lui Iacov. Totodată, Iisus se identifică cu scara care face legătura dintre pământ și cer, adică eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. A-L urma pe Domnul Iisus presupune un preț de plătit. Atunci Iisus a zis ucenicilor săi, dacă voiește cineva să vină după mine, să urce scara, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga, spune în Matei 16. Ce înseamnă toate acestea? Înseamnă că Dumnezeu pretinde lepădare de sine, loialitate supremă, capitulare absolută. Mai înseamnă că Dumnezeu pretinde luarea crucii, urcarea ta pe scară, intrarea într-un proces de transformare pe alocuri dureros, dar necesar. Fiți desăvârșiți, după cum Tatăl vostru care este în ceruri este desăvârșit, spune Iisus în predica de pe munte. În alte cuvinte, singurul ajutor pe care vi-l pot da este ajutorul de a deveni perfecți. S-ar putea ca voi să vreți mai puțin, dar eu nu vă pot da nimic mai puțin și nimic altceva. Unii oameni vin la El, la Iisus, ca să scape de un anumit păcat, de care le este rușine sau care le ruinează viața. Domnul Iisus Hristos nu acceptă așa ceva, decât dacă ești gata să accepți tratamentul complet. Trebuie să știi că ținta spre care El te direcționează este perfecțiunea absolută și nici o forță din univers, cu excepția ta, nu-L poate împiedica. Dacă nu-ți dai seama că te afli tocmai într-un astfel de proces, vei fi dezorientat, confuz și mereu tentat să dai înapoi. De aceea, Domnul Iisus ne avertizează cu privire la prețul uceniciei.
Unii își închipuie că dacă au scăpat de anumite obiceiuri rele, viața trebuie să decurgă fără probleme de acum încolo. Iar când necazurile vin, omul este dezamăgit. De ce, Doamne, chiar acum, tocmai acum? Dar încercările vin, pentru că tratamentul trece la un nivel mai înalt. Vrea Domnul Iisus să lucreze și la problemele mai subtile, cum ar fi mândria, iubirea, răbdarea, iertarea. Scara lui Dumnezeu se urcă încet, treaptă cu treaptă. Dumnezeu nu se grăbește și nu lucrează superficial. El lucrează pentru eternitate. Astfel, Dumnezeu pretinde lepădarea de sine. Dumnezeu pretinde luarea crucii. Și apoi Dumnezeu pretinde urmarea Lui pentru toată viața, până la capăt. Dacă te oprești pe drum, ai pierdut totul. Iacov și truda facerii unui nume. Dumnezeu îi taie calea la Betel și arată o scară care începea de pe pământ și se termina în ceruri, la cărei capăt se afla Dumnezeu însuși. Dacă acolo Dumnezeu i-a comunicat lui Iacov trei lucruri, aceleași trei lucruri ți le comunică și ție. Aceeași scară face legătura dintre tine și Dumnezeu. Aceleași trei adevăruri sunt valabile și pentru tine. Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacov poate deveni și Dumnezeul tău. Cerul, raiul, nu este doar un loc real, ci și unul accesibil pentru tine personal. Și trei, Dumnezeu are un plan cu tine. Ești gata să începi să urci pe scară? Inima lui Dumnezeu poate fi cucerită dacă armele tale sunt predarea și implorarea. Cele mai crâncene bătălii ale noastre sunt purtate împotriva lui Dumnezeu, nu a diavolului. Nu neg realitatea războiului spiritual. Spun doar că mi se pare mai ușor să spui nu diavolului decât să spui da lui Dumnezeu. În ultimă instanță, noi nu trebuie să fim scăpați de mânia diavolului, ci de mânia lui Dumnezeu, care se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui. Și putem scăpa dacă ne punem încrederea în Domnul Iisus, dacă ne lepădăm de sinele nostru, ne luăm crucea și îl urmăm până la capăt, adică urcăm pe scară până la capăt.